Aventuri. Bună dimineața. Merg camerele, ne-am urcat în mașină. Este foarte trist ce se întâmplă. Am făcut o oră și ceva până aici în drumul taberei. Băi, partea bună, că știu să extrag parte bună din orice, este că m-am ținut de cuvânt și la 8:29 de minute am fost la scara blocului, trebuia să fiu la 8:30, deși am plecat la 7:15 de acasă. Doamne ajută să ajungem cu bine, ne-am luat mâncare la noi, fata și-a luat schimburi, sper să fie bine. Să zici strada exact, să bag și-o pe navigare. Maximilian Popor, cu 2 de P. E în România, nu? Ce, nu vrei în străinătate? Ei, abia aștept vacanța. Vezi. Pe Simina o cheamă și Andreea. Deci, luni am dus-o Andreea, marți am dus-o Andreea și azi, miercuri, duc o altă Andreea. Băi, să nu mai ziceți că nu e un semn, că la sfârșitul săptămânii, de fapt luni, e Sfântul Andrei. La mulți ani tuturor celor care călătoresc cu zubăru și cu Flic la volan. Bună dimineața, Flic! Ce faci, traficantule? Neața, bună dimineața! Uite, traficantul a luat coletul. Da? Și a plecat la drum. Păi, am impresia că m-am plimbat prin toată țara, și de la aglomerație, dar și de la numele străzilor pe care am fost pe Timișoara, apoi pe Târgu Neamț și am luat-o pe fată de pe Pașcani. Cât ai făcut, practic, în această dimineață, de acasă, de la tine până la domnișoara pe care trebuie să iei? Partea proastă e că am plecat la 7:10 și partea bună e că la 8:29 eram la ea în fața scării, la 8:30 trebuia să ne întâlnim, dar eu mi-am luat și o marjă de 40 de minute. Atenție. Să dau și o cafea regulamentară. Cum o cheamă pe fată? Hai să rămâi șocat. Andreea. Andreea. Andreea, am avut și ieri. Și alte ieri tot Andreea? Exact, e săptămâna premergătoare, săptămâna mare, că luni e Sfântul Andrei. Corect, da, e Sfântul Românilor, cum ești și tu, Andrei. Unde trebuie să ajungi cu ea, la Unirea? Undeva pe la Traian, da, Unirea, în zona Unirii. Bună dimineața, Andreea, câștigătoarea de zubăr din dimineața asta, unei curse cu Peugeot-ul 208. Bună dimineața. Wow, cât a întârziat, Flic? N-am întârziat deloc, a ajuns mai devreme cu un minut. Uite, mamă, vezi? Mamă, cât de tare e. Cât de tare e. Și tu ai un soț, nu? Nu, nu. Are doar copil. Doar copil, da. Să știi că Flic este o persoană, o ființă inocentă. Să joacă cu copiii foarte drăguți. Da. Nu e chiar așa de mic. Și chiar el îmi povestea într-una din momentele alea care le avem noi ca băieții câteodată și îmi zicea că și-ar dori o femeie, să nu particip la el. Nu, tu erai până la baie atunci. La momentele mele. Flic zicea că, băi, mi-aș dori să găsesc o femeie cu copilul gata făcut, adică nu mai stau eu. Bine, hai, în traficul ăsta infernal, te rog frumos, Flic, servește o rimă domnișoarei ca să vadă că nu este nicio moșmoandă, nicio preparație, totul se întâmplă spontan. Chiar acum eu sunt din nou la o gură de metro, merg către, nici nu știu unde suntem aici. Horizont? Așa, sunt undeva la Horizont și conduc precum un tont. Aglomerat, din păcate, eu sunt cu taxiul în spate, face poze, ne filmează, chiar acum eu sunt pe fază, îi zâmbesc de la fereastră, el este în stânga noastră și vreau să vă zic ceva economic de aș putea. Am vorbit acum un an, eu cu Moise Bulan, ca să fac o paranteză, și acum, fără nicio rimă și fără nicio caterică, am înțeles că fumatul nu va fi interzis pentru că se pierd foarte multe accize la bugetul de stat, așa, dacă nu s-ar mai fuma. Da, da, bine că în alte țări civilizate nu se pierd. Stai că acum continuă poezia. Alte țări civilizate, nu sunt ca noi, ce din păcate avem în buget surprize și trăim doar din accize. Da. Bravo, foarte bun, ești angajat. Andreea, cum ți se pare premiul pe care Radio Zul dă sezonul ăsta, nou Peugeot 208? Este super. Băi, super. Vreau să citez, ea e puțin timorată, dar vreau să spun exact ce mi-a zis, zice: "Băi, cât de bine să stai jos, să nu te împingă nicio băbuță, să nu te țidă nicio bară, pentru că fata
fiat el face o oră și 40 în fiecare dimineață cu RATV-ul până la job. O oră 40, o oră și 10, o oră și un sfert înapoi la întoarcere seara. Deci 3 ore, cât stăm noi în emisiune, ia să astăzi a luat-o RATF-ul, Regia Autonomă de Transport, FLIC. Drum bun către destinație, dragii noștri. Dacă vedeți mașina în trafic, dați un claxon. S-a terminat șmecheria, s-a terminat călătoria. Am adus-o și pe Andreea, a treia Andreea din săptămâna asta, la locul de muncă. Mai avem încă două zile, mâine și probabil miercuri, pentru că luni și marți sunt zile libere, deci nu merge nimeni la școală și la muncă, decât noi ăștia de la Radio Zoo. O pup pe Andreea și ne revedem în următoarea cursă. Pa!